Chiar dacă a anunțat că nu mai face angajări, guvernul face angajări. Este vorba despre oamenii care vor sta cu ochii pe cheltuielile primăriilor, vor urmări fiecare contract și vor sesiza imediat dacă s-au depășit plafoanele medii. Tot ei vor urmări dacă vreo primărie finanțează din fonduri publice festivaluri, concerte sau chiar festivități. Și nu sunt singurii bugetari care urmează să fie angajați. Ce alți angajați urmează să angajeze statul, deși a anunțat că nu o angajează, ne spune Cătălina Mănoi. Bună seara! Bun găsit! Ministerul Finanțelor vrea să înființeze 100 de noi posturi. Una din structurile nou înființate va monitoriza execuția bugetară. 22 de angajați vor verifica dacă primăriile sau instituțiile din subordine risipesc banul public. Mai exact, dacă vor constata o creștere cu 20% față de costul mediu al achiziției sau o creștere cu 20% față de cheltuielile curente ale unor instituții similare, atunci vor sesiza Departamentul de Inspecție din Ministerul Finanțelor. Anual, Ministerul Finanțelor va prezenta datele colectate de acești agenți și, de asemenea, acest proiect, unul pilot, va funcționa pe o perioadă de 3 ani. Noi angajați vor verifica, practic, cheltuielile din domenii precum sănătate, educație, asistență socială, primării, dar și instituții din subordine. Dacă va fi unul cu rezultate, atunci proiectul ar putea să fie extins. Tot Ministerul Finanțelor vrea să înființeze o nouă structură, alte 22 de posturi vor fi înființate, iar noi angajații vor trebui să implementeze un mecanism pentru reducerea carbonului la frontieră. Pentru activitatea de control, Ministerul Finanțelor vrea să înființeze 10 posturi noi în cadrul instituției și alte 46 în cadrul instituțiilor din subordinea ANAF, instituții din teritoriu. În total, la nivelul Ministerului Finanțelor, schema de personal include peste 2000 de angajați, iar la nivelul fiscului, numărul angajaților depășește 22.000.